Salut! Salut! La mulți ani de Sfântul Zaharia. Sfântul Zaharia și Miruna. Și Mirabela. Ce tare decizia soției lui Octav. E sigur ziua cuiva. Mamă, da. Ce că știu că... Nu te supăra. Așa e frumos când vii la... Să știi că am scos cristalul. De la nuntă? A, da, nu, că eu n-am făcut nuntă. Mă rog, unde am fost eu martor. A, da, tu-ți dai seama că ești... Sunt singurul tău martor. S-au supărat foarte tare ai mei. Pun și cu apă minerală? Bă, dar zici că e sânge așa de... Pune un pic ca să nu ne... Pun un pic de apă minerală? Da, un pic. Un pic că să-i dau... Da. Borsec, vin Borsec, fac ăștia de la Borsec, frate, mai ales la țară. Și ăsta de 0,75 am auzit că e cel mai bun. Mai ales la țară. E ca ăla de la PET. Mă, uite cum miroase. Hai să și... Povestește-mi. Să-l și introducem, nu? Ăsta e de la Cumătru. Aha. Îmi place tare mult să zic că e de la Cumătru, indiferent că știam la sau n-am. Cumătrul Adrian, să nu-ți spui numele lui. La Adrian din Huș. Nu, e din zona Botoșani. Hai să trăiește. Perfect. E din zona Botoșani și ei, bă, știi care e șmecheria? E un vin special, este vinul meu preferat. Și am fost și în Botoșani, da. Am fost și la... Că e exact vinul tău. Îl recunosc. Bă, și întreabă și tu de curiozitate, ce soi este? Știi ce o să spună toți? E frăguță. Bă, și dai și caută ca prostul, că na, știi cum e, vezi și tu ce frău, Google, did you mean? Adică nu, ce găsești tu frăguță, că Google nu știe ce înseamnă frăguță. Da. Deși ar trebui... Și toți îți spun că e frăguța, nu știu cum se numește el așa, dar e frăguța de la noi. Nu știu, te las așa sec, știi? Îți dau un vin bun, tu vrei, îți dorești, vrei tu soiul, vrei tu... E frăguța aia de la noi. Nu știu așa să-i zic. Mamă, e... Și este superb, îl simți, e da, miros, e tot. E... Na. Mama asta, îl știu vinul ăsta, frate, a făcut minuni, a făcut ravagii în femei. Am crezut că frăguța. Nu. De ce ți-am zis cu apă minerală? Da. Am întâlnit odată un călugăr. Și omul, când mai bea și el câte un pahar, sau 18, nu știu, când mai bea și el câte un vin, spunea tot timpul, măcar o picătură de apă. Măcar o picătură de apă peste paharul ăla. Și zic, da, totuși, e ceva, zic, na. Călugării de obicei au ei niște secrete, au și rețete, știu ei mai bine. Nu. Da, atunci când pui apă, se întristează dracu. Oh. Bă, mi s-a părut bună, știi? Bă, da. Și parcă îl și fă pe fratele pe umărul stâng, știi? Hai. Știi cum ai zis, știi? E ora 4. Hai, ia vezi sticla aia de Borsec și tu, bă, stai frate, că nu vreau să beau asta. Te rog eu frumos. Ieri ai văzut, mi-am dat o cuțuică cu d-astea. Hai, bă, mișcă-te că-i 4. Eu intru în tură, tu vrei să nu am niciun raport. Și te îndrepți așa, trist și abătut ca românul la război. Și hai, o sticlă de Borsec și parcă îl și fă pe fraier cum se bucură. Bă, și când pui mâna pe apă, a înghețat dracu. Și ce am făcut? Și parcă îl văd cum îl ceartă șeful lui. Ce-ai făcut, mă, nenorocită? Păi șeful, știi, a băut 2 sticle de vin și una de apă. Ce-ai făcut? Promit că o să mă străduiesc mai bine mâine. Apropo de asta, chiar e o carte foarte faină cu ierarhia asta de diavol, de dragi. Este scrisoarea unui diavol mai bătrân către unul mai tânăr, unde sunt foarte multe chestii de genul ăsta, foarte multe tips and tricks de la un drac mai bătrân către unul mai tânăr, cum să-l atragă pe om înspre păcat. Este senzațională și mai ales că vine din partea unui om foarte fain, cu o gândire foarte mișto, C.S. Lewis. Am râs, adică erau la... Nu că am râs, că una este râsul, ha-ha-ha, ce face, te stârnește, dar când te amuzi așa la modul, bă, dă-o încolo cât de bine e gândită și de bine e scrisă. Cartea asta, foarte fain. Da, foarte fain. Dar tipul vine din perspectiva... stângului sau din perspectiva dreptului? Adică el, poziția lui care e? A autorului? Da. Bă, el a fost ateu o perioadă și după aceea a descoperit biserica și vorbim acum deci de în partea biserica dreaptă, catolică. Ok. Adică are acolo niște cunoștințe. Adică diferența între biserica catolică și biserica ortodoxă nu e una singură, bineînțeles.
Dar una dintre diferențe este așa numita cameră de așteptare sau purgatoriu, care e foarte fain cum au gândit-o purgatoriu ăsta, adică e de trecere, adică între iad și paradis. Mie mi se pare foarte faină, mie îmi place foarte mult ideea asta de atât de iad cât și de purgatoriu și de rai. Ți-am zis, am citit Divina Comedie, citesc așa, mă apuc din când în când s-o mai citesc, nu țin minte cântecele, cânturile și așa mai departe, dar când am zis, hai să o iau, și o iau de la un moment dat, încă n-am terminat iadul. N-am terminat iadul. Mă, bine că ai ajuns. Nici n-am ajuns la purgatoriu, că na. Dar, jur, am, cred că 150 de pagini citit din Divina Comedie și nu mi se pare deloc comedie. Nu mi se pare nimic, adică comedie nu e. E comedie dintr-un anume punct de vedere, că la fel, nu înseamnă că dacă râzi, e comedie. Da, nu, corect. Nu înseamnă că dacă plângi, este dramă sau tragedie. Ideea este că nu trebuie, o comedie nu trebuie să te manifesti neapărat. Da. La fel cum și drama nu trebuie să te manifesti cu plâns. Mie mi se pare comedie, ăsta e termenul, că am fost, ce mă frate aici comedie? E comedie însăși viața. Da, da. Fain, fain. Da. Apropo de... Mamă, și se vede aici frăguța. Asta e. Asta e, frate. Ea nu doar se vede, asta e, se simte, cum coboară frumos, atât de lin și plăcut, îți unge toți pereții gâtului. Și schimbă felul de a vedea, acolo. Frate. Bă, sincer, eu înțeleg de ce își bat unii moldoveni nevastă. O fi de la asta? Păi tu îți dai seama când... Bine, nu știu cum e frăguța a patra, a cincea. Aici e șmecheria. Mie că iese cu spini. Dar vrei să zic ceva, știi ce... De ce crezi că oamenii își bat soția? Adică care-i punctul? Asta mă bucur că... Na, că ați vorbit și despre rural, că despre asta e ideea, până la urmă. Da. Bă... E tristă povestea acum, nici nu știu cum să... De ce cred eu că își bat bărbații soțiile? Eu am ceva și mai interesant. De ce crezi că unele soții își bat bărbații? Am auzit povești de astea. Da, și eu am auzit povești din astea de soții. Eu cred că femeile le-a răzbunat toate restul, toate femeile de pe lume. Și astea de cred că se nasc efectiv cu spiritul ăsta și zic, bă, eu vreau să fac ceva pentru femeile din toată lumea asta. E un fel de super woman a... Da. Și zic, bă, știi ce? super femeia este aia care răzbună toți... Toate femeile bătute și ia câte un bărbat așa și îl bate la cap și îl bate. Știi, ea e foarte politically corect de fapt. Nu e ca un supererou care aude că undeva în vas lui unul o bate pe nevastă, se duce asta repede în tren și a doua zi îl bate pe ăla. Nu, frate, îl cheamă pe bărbatul. În tren. Costele! Mi-a ieșit Costele, chiar nu. Costele, ia vino puțin. Am auzit că vărmea bătăia pe nevasta. Treci încoace, fătos cât. Super femeia care merge cu trenul. Și ce, asta e pentru Daniela. Mă, și ce mi s-a părut interesant apropo de asta, că Superman, da, super omul, cum ar veni, super bărbatul, avea chiloții pe din afară. Asta a fost o idee... Eu cred că e reclamă ascunsă la Pampers. Ceva. Sunt convins. E o chestie. Așa. Superwoman... Ar trebui să vină cu bikini, adică Superwoman are mai multe... Ideea este că abia aștept să văd care numai slipe, adică Superman, așa, și mai toți supereroi au preluat din acea formă. Aș vrea să văd și eu un supererou care să aibă boxer, costum cu boxer, să dea super. Să aibă pantaloni lungi și gleznele goale, știi? Sau așa, fii atent, sau așa pantaloni și după aia pe deasupra ei țarii. Mamă, ăsta e tradiționalul. Tradiționalul, da, omul tradițional, românesc. Și super femeia cu gogoșare. Femeile, adică sunt și la ei, și la ele, sunt tot felul de forme dintre astea, bikini, pantalonași, boxeruți și așa mai departe. Tanga, de-astea. Tanga, iarăși, care au apărut și la bărbați. Au apărut tanga și la bărbați. Seriously? Bă, da, pentru oia care vor să aibă bucile bronzate. Apropo de asta. Corect. Negresa pe care a făcut-o... Miruna. Miruna. Bă, frate, e bună.
Mamă. Știi ce e mișto la negresa asta? Că eu... Frăguța asta e mișto la negresa. Ceea ce e mișto la negrese în general, negresele făcute de soția mea. Tu nu ai drapă, frate, în casă. Pe bune, la tine chiar e diversitate. Pentru că da, și da, negresă de da, dar știi care e șmecheria? Că eu fiind... încerc să reciclez, să nu arunc chestii. Eu mă uit periodic la borcane date de alți oameni. Sau primite de la părinți, sau mai vechi, sau chestii. Și am descoperit un gem de smochine fără zahăr. Că, na, cu copiii cu asta. Copiii mei când au de gem de smochine fără zahăr, no, mersi. No, e ok. Și am zis, bă, trebuie să facem ceva. Eu nu arunc. Nu arunc. Cum să arunc? Gem de smochine. Vezi că e 10 kg de smochine. Adică, da, și plus că aici nu prea se aruncă mare chestie. Adică păi nu ai ce să arunci. În ceea ce, ce privește cartonul, hârtia se arde, plasticul e cel care se aruncă și ăla, Doamne ajută să se recicleze, să da. Întâmple ceva. Iar restul, asta e o chestie pe care am învățat-o și eu și mi se pare mișto. Tot ce înseamnă alimente pus deoparte și după aceea aruncat pe câmp. Se face compost. Se face compost, îl pui într-o groapă, îl lași acolo o perioadă și apoi ăla îl folosești ca îngrășământ pentru pământ. Aha. Uite, eu zic uite ea cu surprize, pentru că eu fac compost, arunc foarte multe resturi, apoi periodic, primăvara sau așa, îmi ies tot felul de chestii. De la legume până la copăcei, mai arunci sâmbură de cai, tot felul de astea. Și ies tot felul de... Am văzut la un moment dat, era un site, era ceva de Kickstarter, ceva de genul ăsta. Oameni cu tot felul de invenții își puneau proiectul acolo și tot trebuia, îl susțineai. O grămadă de chestii super interesante, cum ar fi o stradă dintre asta cu LED-uri, mă rog, când treceai cu mașina, bă, ce prost sunt, atât de puțin rețin din chestiile alea, dar era o invenție atât de șmecheră, că era o chestie cu fire prin, făcută dintr-o sticlă reciclată și se turna acea sticlă pe stradă și pe dedesubt fire, chestii, trala, se aprindea când treceai pe acolo. Mă rog, tot felul de... Acolo am găsit, una dintre cele mai mișto chestii, invenții, era o mașinărie dintre asta de tip aragaz de vară sau o bucătărie de vară, unde puneai toate resturile alimentare, că adunai. Mai ales după Sfântul Constantin și Elena, când... Vin oameni la tine și nu mănâncă nimeni nimic, pentru că e oribil. Pentru că ai pus prea mult curry. Pentru că am pus prea mult curry, să aruncă toată mâncarea respectivă acolo. Și era un bol dintre ăsta, un vas foarte mare, se punea toată mâncarea, puneai un praf, lăsai după aia în ceva timp și se transforma în gaz. Gazul respectiv, da. Îl aprindeai frumos în bucătăria aia de vară. O invenție super șmecheră. Mi se părea super tare. Să tot compostul, toate alimentele astea, să le transform în gaz. Mi se pare foarte șmecher. Este foarte mișto. E mișto pentru că, uite, oamenii se adaptează. La țară, această mașinărie a existat dintotdeauna. Se numea și în continuare, se numește, culmea, porc. Înțelegi? Oamenii mi se pare că erau ceva mai inteligenți, dar că la fel, erau la fel de adaptați. Oamenii investeau în porcul ăla, toate resturile, ca apoi de Crăciun... Să nu mai dea bani pe mâncare, probabil, sau... Na. Înțelegi? Aici oamenii, fiind vegani, ei nu mai mănâncă porc, dar au nevoie de gaz. E posibil ca asta să fie porcul, să fie... Da, frate. Dar eu cred că porcul e fericit, mă. El știe de la bun început care e treaba cu el. Asta e mișto. Că el știe, da, mă, ok, eu știu că tu bagi mie, dar el e bucuros, că el mănâncă, știi, vorba de se cacă pe el. Și, sincer, mănâncă, mai ales dacă tu ai avea porc, păi porcul tău ar fi cel mai fericit, nu? Ar mânca caju, avocado, mamă, tu tot știi felul că de... Da, cum păi știu că ei, dar eu știu că ei dacă... Orice mâncare care e a doua zi, că eu s-am venit cu niște pretenții da, din păi oraș. Asta zic, de la oraș vii și risipești foarte mult, și câtă mâncare... de ieri. Exact. Yeah. Nu știu ce să zic. Și dai la porc și este bă, ești nebun, e restaurant de lui Chèvre. Exact. Exact. Da. Am auzit la un moment dat cu un șmecher și mă rog, nowadays chiar e șmecher, patron de clădire de asta, de nunți, ballroom, restaurant de nu știu ce. Tipul avea fermă de porci. Very fucking smart. Că știi câtă mâncare rămâne după o nuntă, frate.
Bă, și vezi că porcușorul ăla de nu mânca numai finețuri. Fica de porc. Sarmale de porc. Înțelegi? Mamă, și foarte dubios că... canibalism este... acolo. Bă, porcul e printre puțin, dacă nu singurul animal care mănâncă porc. Adică mănâncă... Bine, nu știe că e porc, e doar gătit acolo. Dar cum ți se pare? Cum ți se pare să te duci la o nuntă, la un restaurant? Să mănânci om? Nu, să mănânci sarmale. Da. Înțelegi? Sarmale, na, mai rămân 100 de sarmale cel puțin, le dai la porc. Și la anul să vii să soară altcineva și să mănânci sarmale din porcul ăla. O să mai venit în capul acum, ce dubios. Bă, foarte bun! Și să spui, bă, nu, la prima nu zici, bă, nu știu, nu, sarmale n-au fost și nici ce. Și la a doua zici, bă, ce sarmale am mâncat la nunta asta. Da. N-am mâncat în viața mea, felicitări mirilor, foarte frumos, muzica foarte frumoasă, dar sarmalele... Bă, nu e limită la... Adică, din punctul ăsta de vedere, nu e limită la ce putem mânca, ce putem băga în noi, nu? Eu cred că s-au sensibilizat. Ne-am sensibilizat așa ca oameni, cel puțin ăsta cu orașul, că mănâncă numai avocado și germen și nu știu ce. Bă, apropo de chestia asta, să discutăm totuși de... Hrana minune, placenta, pana mea. Că am discutat ieri și mi s-a părut, Doamne, nu, deci placenta, dacă frate. Cruz, mamă, ia. Deci, minunata ta soție, Drobeta, e un vin extraordinar. Mai da, fac da, o dată. Da. E un vin extraordinar da. Pentru că nu, pune dată, sângele... Bă, ăștia de la Borsec, mult mai bun de la Dorna. Mult mai bun decât aia de la Coca-Cola. Așteptam și Tușnad să facă vin, că văd că fac doar apă. Bă, dar este, nu știu cum, este, zici că e sânge, frate. Și apropo, trebuie să vorbim și despre hrana sânge. Da. Bă, dar totuși cu un background rural. Da, da. Că, uite, că ziceai de placentă, nu? De treaba da. Cu... Da, placentă. Am născut soția mea primul copil. Hai mă, că e al 14-lea. Oh, shit, am dat din casă. Am dat din sat. Da, mă. Foarte interesant. Bună. Foarte interesant este că a născut primul copil într-o clinică unde am cunoscut acolo o tipă. Care... Tipa... E cam place să se dea pe gheață. A născut la... acasă, nu știu cum, nu știu cum a fost și povestea ea întâmplarea că... a rămas cu placenta aia și ne povestea de beneficiile placentei. Și nu știu că știi cum arată o placentă. Știu cum arată o placentă. Am văzut și eu la viața mea că sunt doctor de meserie. Bă, domnul... Bă, și pe mine m-a dus gândul doar la Tom Cruise. Ți-am mai zis că citisem acel articol. Abia aștept să încerc să-l caut, habar n-am. Cum că s-a căsătorit el tot așa cu o tânără actriță frumoșică și că la ei în familie tradiția era că atunci când se naște copilul se gătește ceva din placenta respectivă și toți membrii, cei mai apropiați membri ai familiei, habar n-am, mâncau. Placente. Mâncați, și tu îți dai seama, tipa aia ce-i drept, i-am povestea de beneficiile placentei pentru nu știu ce cosmetice, nu știu ce, bă, adică eu mă scobesc în nas, sunt ok, n-am probleme de astea. Dar nu mă gândeam decât la Tom Cruise ce afaceri. Nu-i cum, sănătos. Da, și cum Tom Cruise stă și deschide o clinică dintre asta de naște ca acasă, știi, gen? Mamă. Băi, Doamne. Băi, e dubios omul. E adică, dubios. Știi care e faza? Că te uiți așa la el ce face și îl vezi că e sane in the brain. E sane in the brain. Și totuși are niște chestii de genul ăsta. Adică, frate, faza cu placenta că mănâncă și cu toată nebunia asta așa și îl vezi, bă, arată tânăr, adică... Păi da, dar poate folosește pentru cosmetice, n-ai de unde să știi. Da, n-am de unde să știi. Sau poate jumătate-jumătate. Dar știi cum e? Iartă-mă, trebuie să te întrerup. Știi cum e măcelarul la care tai un porc? Și spune, da, uite, asta se duce la... facem jumări, cu asta facem pomana porcului, că... Cremă de față! Așa e și asta, ia placenta aia și o ia frumos, ia, știi cum sunt măcelarii?
foarte atenți și ascult cuțitul ăla frumos, iau și taie, bă, sunt, mamă, oamenii știu unde, stai în doanele, unde taie, unde, eu am văzut cum taie oamenii porc în sat. Frate, se uită la tine cu o țigară în colțul gurii, se uită la tine, frate, și știi cum tranșează porcul ăla de n-ai, așa și asta cu placente. Ia de aici, avem pentru o cremă de vas, asta cred că e pentru picioare, asta e pentru ce, iar asta, mami, facem o negresă. Dar este, bă, vrei să zic, deci să ținem în rural, dar totuși Tom Cruise, bă, frate, Tom Cruise e tinerel și acum știi cum e. Dacă îți zice că a mâncat placentă, te gândești să mănânci placentă, să fii și tu tânăr acum. Eu n-aș vrea să o dau Joe Pesci așa. Să fie bune, mi se pare că sunt unii actori care au îmbătrânit atât de tare. Era și o problemă de-a mea la modul cât de tare îmbătrânești. Că la mine faza este că eu am o privire, am fost tot timpul tinerel și copilaș și eu cred că nu o să trec prin stadiul ăla de maturitate bărbat, știi? O să trec de la copil băiat direct la unul bătrân. Mamă, cine mai ascultă pe ăsta? Serios, bai de capul lui că e bătrân. Du-te, o tata, ai de aici. Și o să am doar Octavian Dumitru. Mamă. E greu, frate, e greu să faci chestii care sunt oricum, iarăși aș vrea să vorbesc despre Tom Cruise rural, bătrâni. Da, dar mă rog, în fine, ideea e că ăsta că face, că a făcut aceste chestii cu placenta, pe bune te duce și pe tine cu gândul, frate, hai să vedem, hai să gândim un pic toată treaba asta, că există placente prin jurul nostru. Ca să, mică paranteză, când a născut soția mea, eu eram foarte, foarte așa să fiu acolo. În mare parte să fiu acolo prezent pentru că eram avid. După, eu știam că o să fac o glumă de stand-up de acum. Eu știam. Da, eram la modul, bă, frate, trebuie să trăiesc lucruri ca să am ce să povestesc, să am material. Ce oportunist. Sunt un oportunist mare, nenorocit. Ar trebui să duci prin cimitire. Stai pe acolo, atârnache la poartă. Nu, stai să vezi că a fost aseară, mi-a venit un gând foarte mișto pentru seria noastră Ce mai facem pe lângă cu vecinul. Mi-a venit o chestie foarte mișto, așa, nu? Dar iarăși, multe, multe paranteze, îi pierdem un pic pe oamenii coerenți, dar asta este. Eu zic că îi pierdem pe aia coerenți. Pe aia incoerență îi avem oricum. Dar mi-a venit ideea așa foarte drăguț la un moment dat, pentru că citesc o carte simpatică care se cheamă Viața cotidiană ca spectacol, că de multe ori ne jucăm niște personaje, mai ales când suntem cu alți oameni, nu suntem noi. Uh-huh. Și eu n-am vrut să fac niciodată treaba asta. Eu n-am vrut niciodată să fiu pe filmul, frate, eu am vrut să fiu imaginea mea care, deci gândurile mele, tâmpenile pe care le am în cap, că sunt bine, că sunt rău, că sunt neutru, că sunt ignorant, că sunt într-un fel, vreau toate să fie afișate cum ar veni să mă cunoașteți voi oameni, pe mine ca om cu totul, nu vreau să mă ascund, nu vreau să mă feresc. Și de multe ori am procedat la modul, vreau să-i vadă pe oameni cum mă fac când sunt praf și prost, și prost ca om și mă duc după aia când beau prea mult sau când iau lucruri și de așa. M-am dus pe zona aia super sinceră, total, total deschis. Și oamenii nu înțeleg asta. Că ideea este, asta ce o fac eu acum cu a fi total sincer și deschis pentru toată lumea, este pentru cineva care ar sta constant cu mine. Doar pentru fanii mei ar înțelege și ar vedea asta. Un om care m-ar vedea de la un punct încolo până de la așa, ar lua din context și ar zice, asta e un bețiv și atât. Da. Bă, nu e atât. M-ai văzut doar bucățica aia. Și atunci îmi dau seama că s-ar putea să nu se înțeleagă foarte bine ceea ce îmi doresc eu să fac. Și mă gândeam la o descriere completă a mea, ca să nu mai fie nicio problemă. Eu vreau să mă descriu, eu n-am nicio problemă să-mi bași chip. Pentru că atât de deschis sunt pentru tine, că chiar nu pot să mă cipez oricând. Eu n-am nimic de ascuns. Ia-mă că n-am nimic de ascuns. Nu ai nimic
aici care e, bă, secret sau ceva, regret sau treaba. Îți zic toate. Și a fost faza că la un moment dat oamenii au cam văzut la stand-up doar partea aia în care sunt nemulțumit, în care mă plâng, în care mă îmbăt, frustrat și așa mai departe. Dar au simțit în acele frustrări, în acei nervi și așa mai departe, au simțit partea aia și mai toată lumea care mă place și așa mai departe, care mă susține și mă apreciază, îmi zic om bun. Mi se adresează cu om bun. Fii atent că e mișto. Și mă întorc când îi zic, bă, ce fain, îmi place asta, om bun. Numai că om bun, deodată partea, o altă parte din capul meu, așa, a văzut-o ca om fraier, știi? A văzut-o ca pe om fraier care poate fi ușor, ușor manipulat, ușor influențat, ușor deraiat și așa mai departe. Și iarăși au apărut niște treburi tra-la-la. Bă, da, om bun e la bază. Om bun este la bază. Mie asta mi se pare că oameni, deși am vorbit, le-am spus toate treburile astea, m-au văzut ca un om bun. Ceea ce mi se pare foarte drăguț, pentru că vreau să le fac o descriere complet într-un episod din ce facem noi, în care să le zic așa. În ultima perioadă m-ați văzut la stand-up că ați frustrat dintr-o anumite puncte de vedere. Am întrebat de genul ăsta. Mă cer cu copii, încerc să tra-la-la și la-la-la și la-la-la. Hai să vă zic părțile mele foarte bune, știi? Să încerc să le zic părțile mele bune. Care sunt chestiile care sunt foarte drăguțe la mine? Ce fac? Ce am muncit? Cât tra-la-la și la-la-la. Și mi se părea o chestie dintre aia în care prima dată le spun oamenilor treburile alea rele și după aia le spun treburile alea bune. Așa fel încât, poate cumva văzând acest bagaj de informații de defecte și calități, să poată să înțeleagă că fiecare om în parte le are pe ambele, are două plase în mână. Fiecare om, ce mișto e vinul ăsta, are două bagaje în mână. Cu dreapta ține mai mult, cu stânga ține mai puțin. Alții care cu stânga țin mai mult și cu dreapta țin mai puțin. Dar în ambele plase sunt chestii cu care merge acest om și cu pe care le cară. Le cară. La un moment dat le mai lasă, se mai odihnește. Păi iar le duce. Mai la un moment dat mai zice asta, de asta n-am nevoie, le mai scap. Dar mi se pare că avem multe dintre astea, multe... cum să le zic... defecte sau frustrări sau bolnăviciuni, perversiuni în creier și așa mai departe, care dacă luate din context, uite ce face ăsta, nu vezi partea aia luminoasă a omului ăsta, care e mișto, că fiecare om e așa, e complet în toată treaba asta. Atât. Da. Eu... Și îți mulțumesc că ai avut răbdare. Am văzut momentul, nu? Ai avut răbdare. Știi cum a fost asta? Exact ca un speech de Oscar pe care nu pot să-l întrerup, că e aiurea, știi? Eventual poate să-l întrerupă cel care l-a anunțat, cum că, scuze, nu erai tu câștigătorul, știi că s-a întâmplat recent. Știi, la modul... Da. Dar ți-am mai zis treaba asta, sau nu știu dacă ți-am mai zis-o. Pilda călugărului contemporan din Grecia. La tine problema e că tu n-ai cum să nu fii, tu trebuie să fii atent la părerile oamenilor, că asta este. Dar și oamenii cu atitudinea cu care se uită la tine. Și revin la pildă. Albina vede numai floare. Ea asta face. Se trezește, iese din stup, floare, 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 polen. Și un om care cu intenția de a căuta floare sau bunul din tine, el o să-l găsească. Pe de altă parte, musca caută numai căcat. Ea asta caută. Musca nu caută trandafiri. Nu caută salcâm. Că, nu, mersi. Da, corect. Prefer căcat. E, și omul care, gen fanul unui alt comediant, să zicem, foarte mișto. Se uită la tine și spune, hai mă, mă lași cu costelul ăsta, unul iar e beat. Dă-l în căcat. Tu nu știi ce frustrare ai, iar labă și tot felul de chestii. Și omul ăla o să găsească, inevitabil. E ca un motor de căutare foarte fin de Google. Și îți găsește căcatul instant. În 2 minute de stand-up ți l-a și găsit. Și problema e că tu uneori stai și trebuie să fii efectiv să citești oamenii ăștia sau te supui. Habar n-am. Da, corect. Și fuck it. Mamă, ce bună este asta. Vinu, că frate. Să-i te supui. Asta este. Asta este că
Mulțumesc pentru această discuție. Cu drag, cu drag. Să revenim la... Vreau să revenim pentru că am o întrebare pentru tine. Placenta. Da. Și cu asta vreau să încheiem subiectul pe viață. Sau până la următoarea placentă. Să zicem că nu ai... Iar s-a oprit de ceva vreme, nu? Da, dar cine știe când s-a oprit? Nu contează că și la ăsta, să știi că și la ăsta episodul 3 s-a oprit și am dat după aia un clip cu negru cu vecinul și l-am lăsat să curgă în continuare până... Ne pare rău, ne-am luat cu treaba, camera nu este chiar... Nu, dar de la frăguță. De la frăguță, da, ne luăm nu cu... Să zicem că te întâlnești cu Tom Cruise. Da? Da. La Vama Veche, că, na, cât ai? 400 de kilometri până în vamă. Imediat ajungi. Zis, da. Și să zicem că omul, nu știu, habar n-am, cumperi niște pleurotus sau niște șampinion de la magazinul din vamă. Și te iei cu el la vorbă, la chitară, salut, eu scotel, comentina, vă, nu știu ce. Nu vine să cred, Tom Cruise. Exact. Și el o să zică, yes, nu vine să cred, yes, salut. Gătim tu. Ceva la exact. Și omul spune... Vrei să mănânci niște paste cu pleurotos de ăsta? Și tu mănânci și zici, mamă, cât delicios, mamă, bun. Asta este placenta celui de-al patrulea copil al meu. În fine, bă, și omul te convinge să mănânci și să-ți placă, ba mai mult, vrei placentă. Sub ce formă ai putea să o gătești? Smoothie. Smoothie dimineața. Eu eram convins că o să spui ciorbă de burtă. Aaaa... Și care mă gândeam că ți-ai ridic la fileu, că... Nu, că asta n-ar merge așa fâșii, cu fâșii, de burtă, cu usturoi, cu oțet, cu smântână. Da, dar ai văzut că, da, dar și smoothie-ul și ciorba de burtă are adepții ei. Ai văzut că mai toți care mănâncă ciorbă de burtă nu ar opta pentru smoothie, la fel cum cei care sunt pe smoothie nu mai sunt cu ciorba de burtă. Bine, ar mai fi porcul care mănâncă și smoothie și ciorbă și de burtă. Mă, de-aia e porcul. Frate, tu îți dai seama, porcul, ce tânăr ar fi că la cât bagă în ea și dacă e dat și placente ar mânca și... Dar nu durează decât un an pentru el să... Păi da, nu se gândește în ele. Am înțeles, deci smoothie. Și da, dar putem să-l închep? Dacă mai ai ceva... Doar că voiam să zic când am asistat la nașterea primului copil și am văzut... Asta m-a frapat cel mai tare. Eram la mijloc. Era un fel de cearșaf, așa, un despărțitor de la jumătate, de la buric în sus. Uh-huh. Era soția mea care împingea și, Doamne, ce față de fericire a avut. Deci eu n-am făcut niciodată nimic la ea ca să-i aibă fericirea aia. Pe de la buric în sus? Nu, dar zic, pe față. Și de acolo, în partea cealaltă, picioare și așa mai departe, desfăcătură, așa, altă chestie. E, și când eu stăteam la mijloc, eram acolo un pic, am avut un singur moment de panică / leșin, când efectiv am zis, păi eu o să leșin. Da, cred că leșin acum, că e prea multă tensiune pe aici și nici nu mânca, nemâncat și cu toată faza destul oboseală adunată, am fost, cred că e un moment bun să leșin. Păi mi-a venit gândul, imediat mi-a venit așa un fel de, un impuls dintre ăsta. Ar fi oribil să leșine. Este unul dintre cele mai proaste momente. Adică, știi, a venit slabul cu puternicul, s-au întâlnit cei doi. Și a zis, cum să leșine în acest moment? Ar fi oribil, pentru că... Deci, nu s-ar mai ocupa nimeni. Ar trebui ăștia de aici împărțiți în două echipe. Te-ar lua de aici, te-ar duce într-o parte. Mă, dar chiar să aibă clinicile și un doctor special de proști. Ești prost, ești prost și o să vină unii și te iau în scârbă, frate. Deci vin... Da, să cum ar fi să te ducă într-o sală plină cu proști, știi? De asta să vină vreo 6 de ăștia și tu... Ce mai reșinat și tu prost, știi, dragă, și să te trântească așa pe pat. Să te arunce, să n-ai pe deloc grijă. Și să vă dea doctorul câteva cadea. Ia mă niște zahăr și cu calci. Ia și suge. Și data viitoare, cezariană, mă, prostul. Bă, dar numai la asta mă gândeam, zic, ai frate, ești jenant pe bune? Am mai avut, fac o mică paranteză maximă asta de...
Am avut un moment dintre ăsta de atât de multă bucurie la lui C.K. Atât de multă bucurie am avut că sunt acolo și atât de mult am așteptat. Și oricum, eu plecasem în vacanță de cu vreo 5 zile înainte să ajung la Cluj la lui C.K. Am luat copii și am făcut un moment dintre ăsta pentru familie ca în seara respectivă, după 4 zile de stat cu familia, nu mă interesează. E venită maică-mea, am gândit-o, deci a venit maică-mea la Cluj, așa, și eu să nu știu de mine, adică atât de mult, erau două zile să n-am treabă cu copii, că mă trezesc. Tra-la-la. E, și de la atât de multă creată senzația respectivă, când a venit lui C.K. pe scenă la Cluj, entuziasm, am început să bat din palme și să fiu atât de... Bă, deci 5 minute, orice a zis, eram explozie. Și după 5 minute am început să mă doar aici. Am avut o tensiune și o presiune la cap, aici, de desubtul capului, că am crezut că o să mor. Deci eram aproape de să schilodesc așa. Și la un moment dat am stat 3 minute, nici nu știu cât timp am stat, și n-am râs deloc ca să mă revin. Ce victim mă uitam. Te gândeai la placente. Da. Dar ce ai servit înainte? Frăguță ceva? Sau? Am servit frăguță și am servit și un... Am înțeles. Ok. Da. Știuți. Bă, și am stat 3 minute că m-am panicat să nu fac, că exact de asta am fost. Cum ar fi acum să fac ceva pleznit, să-mi pleznească vreo venă prin cap, să nu știu ce, să am hemoragie, nu știu ce, și să stric tot spectacolul la ăștia, oamenii ăștia care au plătit și care toți vor să râd. Nu mă las să mă gândesc. Și am zis, Buda, hai. Și am stat 3 minute așa. Și după aceea am început să-l văd. Ce prost se simțea lui C.K. uitându-se la tine. Mamă, dar cred că s-a uitat. Dar nici Costel, dar Costel nu râde. Dar cred că s-a uitat. S-a uitat ăla la un moment dat la mine și a fost, bă, dar ce privire avea ăla, frate. Vezi? Ca să nu mai judecăm oamenii care pur și simplu nu râd deloc la un spectacol, că e posibil să fii râs foarte tare până să te uiți tu la el. Așa. În fine, închidem paranteza. Deci... Curgea placenta, lucruri curgeau din femeia aceasta, după ce a ieșit copilul. Ea a și făcut epitozomie, sau cum se cheamă? Epizotomie. Epizotomie. Da. Mai dai cu frăguță, că vine. Nu, no, dar n-ai. Vine, dacă îi dai cu frăguță, epiziotomie. Vine. Epiziotomie. Așa. Epidurală mai este. Aia de taie la fund. Așa. Și curgea și sânge și împroșca sânge, căzut tot acolo, curgea într-un lichean, așa văd eu acum, într-un lichean. Iar pe partea cealaltă de cerșefulețul respectiv, fericire pură. Ce tare! Era ea, era în brațe, da, exact așa. Și cu niște vene sparte pe frunte, deci broșii la față. Dar cu așa bucurie că după 9 luni îl vede pe copilul ăla, n-am văzut. Ei, și eu să deam exact ca un arbitru la tenis. Aveai steguleță ceva? Eram așa fix la mijlo și mă uitam la ea. Doamne, ce minunăție, frate. Doamne, ce-mi transmite femeia asta. Bă, moare! Aici moare! Fraților, trebuie rezolvată treaba asta. Curgeau chestii. Și mă uitam la ea și eram, Doamne, câtă fericire transmitea și, bă, n-aș pe aici. Și toată lumea era acolo, toată lumea era, mie se părea că toți asistenții și așa, erau cu ea cât de fericit, au luat copilul după ceva timp. Auzi, dar toți asistenții erau în partea de cearșaf cu legheanul sau măcar erau și... Da, se mai întâmplau pe acolo. Se rulau? Era o fracțiune de secundă care se transformase deja în film și nu... Înțelegeam foarte bine. Dar când mă uitam în partea aia, fracțiunea aia de colțul privirii, când mă uitam la aia, bă, trebuie rezolvat aici. Și asta a fost. Deci eu mă uitam la ea la fericire și deodată a căzut așa o chestie. Placenta. Și în primul lucru care mi-a venit în cap, i-a căzut ficat. Că oamenii nu au fost atenți. Și ea cum stătea într-o poziție, a căzut organele. Bă, a fost cel mai stupid. Și bă, deci am avut un moment întreabă.
Scuze, i-a găzuficat-o. I-a găzuficat-o, sunt. Și mă tot uitam cu îngrijorare când la fața ei să-i văd. Eu mă așteptam să fie ceva. A, Doamne, bă, te iubesc. Ficatul, vedeți că s-a dus ficatul. Numai la asta mă gândeam. Și mă uitam așa, bă, n-o simți, poate de la... Că părea ficat. Știi că pare ficat? Da, e, bine, poate să pară și... Și plămân. Plămân, da, da, da. Dar într-adevăr, ficatul e primul la care m-aș gândi. Ficatul că e aproape și nu știu ce și l-a lăsat acolo să curgă pe lângă trară. Bă, da, și o porcărie dintre asta. Și este foarte bine că e doar gând și că nu e mai puternic de atât pe bine. Bă, la mine... Mi-e place când povestim noi astea că le dramatizăm de parcă noi le-am trăit. Da, nu ești ce spectator, dar la mine exact. Cum a fost? La mine a fost atât de dubios. Era la o clinică din Constanța. Nu o să-i dau nume, deși i-aș da, că e reclamă negativă. Da. Am fost acolo pentru că și tu bănuiesc ca orice tătic normal și contemporan că ați făcut tot felul de cursuri la maz și citit cărți, pregătiri înainte. Bă, da, nu te duce la spital, că vezi că nu poate să aibă dilatație nu știu cât și stai ca prostul 17 ore în travaliu. N-are rost. Vezi și tu că nu mai faci niște exerciții, da. Baie cu apă caldă, prostii dintre astea. Eu, pentru că sunt un fixist, în cronometrasem mereu drumul de acasă unde stăteam pe atunci până la clinica respectivă, să știu cât fac. Da. Să-mi iau, nu știu ce. Știam că fac 10 minute, maximum 12, în Constanța semafoare care țin și 100 de secunde, așa că ți le luai și pe alea în calcul. Eram, le calculasem. Și ca orice om normal, și cu frică de Dumnezeu, bineînțeles, am ajuns la clinica respectivă cu minunata dilatație 10. Era Maria, nu mai putea să mai meargă. Oh my God. Și am ajuns acolo, ea ce, nu știu ce, nu știu ce, și care e șmecheria clinicii, de fapt? Că ei aveau o cameră cu piscină, cu apă, cu de-asta gonflabilă, că nu știu ce. Oamenii sunt atât de bine dotați încât când am ajuns acolo, nu doar că nu aveau apă caldă, dar apa care curgea era rece și ruginită. Ah. Deci crede-mă că Dorofteia, soția mea, ți-ai seama, s-a panicat, s-a inhibat, a fost foarte dubios, chiar foarte dubios. Da, două în bloc, operator, nu știu ce, s-au speriat și ea probabil, habar n-am. Bă, și-au lăsat acolo ca să termin, de fapt, să ajung la partea dubioasă. La un moment dat, eu eram acolo, bineînțeles, erau, cred că, vreo 9 oameni care priveau unde eu cu 9 luni înainte am încercat să fiu gingaș. Pentru că eu îmi iubesc soția. Să fiu tandru. Bă, erau ei acolo ca la spectacol. Și se complica situația și și nu știu ce. Și voiam să iau pe ea de urechi, să zic, ei, bă, ai, oameni buni, care-i treaba? Stai, frate, ce să stați un pic. De asta te-am întrebat pe care partea cearșafului stau, că nu e ok. Adică, bă, se putem să, nu știu, un număr limitat de bilete, ceva, să vină unul avizat, să povestească. Speaking show, frate, nu știu ceva, adică nu se poate. Da. Cum, care-i treaba? De ce tot? De ce așa mulți? Deci, crede-mă, erau vreo 9 cu asistente, la un dat au mai venit 2 doctori, la un dat a venit și șeful. Mai venea câte cineva doar își dădea cu privea și, foarte bine. Ok, da, înțeles. Mai trecea și Tom Cruise pe acolo. Poate să vă revină să te și la mine, la fel, aceeași chestie, suntem... Și foarte dubios. Chiar foarte dubios. Nu mai, că am flash-uri nasoale și nu vreau să mai... Îi mai dau cu ultima bucată. Dă-i cu ultima bucată. Nu de alta, dar deja când suntem întrerupți la modul de către mame și soții... Înseamnă că e un semn. E un semn și cam... Ai văzut cristalul? Asta este. Cristalul de la nuntă. Bă, dar ce sângeriu e. Bă, ce mă asta, mă. Păi vorbește frumos cu frăguța. Haide. Să facem stai să-ți dau cu apă minerală. Un pic cu apă, da. Minunata încheiere, că e un episod bun. Da. We fucking had the laugh. Și este vinul acesta. Da. Abia aștept să... Auzi, da. Bă, acum... lasă-mă să răspund, căci da, este insistent acest om și nu știu cine e.